Salutare, dragii mei, și ne-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Don't Starve. Ne reamintim că data trecută am făcut rost de chifteluțe marinate, am făcut rost de glande de păianjen care ne dau viață și am făcut rost de un elefant. Dragilor, m-am documentat, elefantul era pe undeva pe aici. M-am documentat, elefantul respectiv nu se desponează. Odată ce s-a spawnat, nu se mai desponează niciodată, ceea ce e un lucru bun și este un animal neutru. Adică el nu atacă playerul până playerul nu-l atacă pe el. De asta data trecută a fugit în loc să stea să ne luptăm. Dar nu face nimica. Nu mai știu, rot nu cred că mai avem că l-au mâncat aia. Nu face nimica. Vreau să mai fertilizez pe aici. Cineva mi-a zis că în comentarii că el își face casa lângă un sat de purceluși ca să aibă să-și facă ferme. Multe, pentru că purceii pot să-ți dea și ei îngrășământ. Dar este o idee bună, într-adevăr, și asta. Am descoperit o chestie. M-am mai documentat puțin și am descoperit o chestie pe care eu nu o știam. Dar pentru a o face ne va trebui o anumită legumă. Este o chestie super, super, super bună. Dar o să vreau să mai facem niște ferme. Hai să vedem. Deci în zona aceasta aveam noi foarte mulți bizoni. Trebuie doar să evităm zona de aici. Dar mai avem și elefantul. Opa, a apărut o plantă din aia urâtă. Ok, nu face nimica. Vreau să mai culegem niște materiale. Mâncare avem. Cineva m-a întrebat la episodul anterior de ce ar avea nevoie un robot să mănânce. Are dreptate, adică nu prea are logică, dar na, așa e jocul, că până la urmă chestia principală în Don't Starve e că trebuie să mănânci. Dacă nu ar fi fost acest principiu, n-ar mai fi fost Don't Starve. De asta, am încercat. Da. Oricum ei se prind și în aceste cuși, dar dacă reușesc să-i prind direct, e la fel de bine. Hai. Mai încercăm o singură dată. N-am reușit. Trecem mai departe. Bun. În continuare, hai să mergem să adunăm manure. Nu. Ia, hai să te luăm și pe tine. Poate mai facem un set de chifteluțe marinate. Așa. Bun, deci, tu vii aici și cu una, două, trei mure. Perfect. Ce avem la noi? Uite, aceste glande sunt bune, dar nu vreau să le ținem aici. Vreau să le lăsăm în cutie. Am văzut acolo un iepure. Așa, piatră. Uite, pietrele astea ar trebui stecuite, că ne ocupă loc aiurea. Punem asta la loc. Welk to crop. Hai că mai are puțin. Ok, o să vreau să mai facem niște ferme, că am văzut că există o plantă foarte, foarte, foarte bună. Știam de planta aia înainte, dar nu știam că este atât de bună. Poate fi folosită într-o metodă foarte eficientă. De altfel, cineva mi-a spus legat de Chester. Mi-a zis că pe Chester nu poți să-l găsești, ci găsești pur și simplu bățul pe care îl spawnează. Știu și eu de asta, adică nu l-am mai găsit pe Chester. Mă refer, când zic că vreau să-l găsesc pe Chester, mă refer că vreau să găsesc bățul respectiv. Nu pe el în sine, că pe el într-adevăr nu poți să-l găsești. Trebuie să găsești acel băț. Dar, din păcate, au fundul roșu. Înseamnă că sunt periculoși dacă ne apropiem. Este un sezon foarte cald și sunt periculoși. Deci trebuie să nu ne ducem foarte aproape. Uite, aici, dacă m-aș duce, m-aș risca mult pentru că e foarte aproape. De asemenea, ei din când în când se mai iau și de alte creaturi, dar nu ca iepurașii. Adică, de ce asta? Am impresia că se mai luau din când în când. Ia. Hop. Încă o încercare. Și am plecat. Bun, dacă nu merge de 3 ori, nu are sens să ne mai batem capul. Aici sunt cam aproape de ăla, dar e ok. Bun, deci avem... Este sezonul cald, ceea ce înseamnă că o să fie puțin mai complicat să strângem manuri, dar uite că totuși am reușit să luăm pentru o fermă. Că nu vrem să facem ferme din alea simple, nu are rost. Nu are rost să facem ferme simple, pentru că avem rețetă pentru ferme mai avansate. Consumă ele piatră, într-adevăr, dar sunt mult mai eficiente și mult mai bune. Uite aici zona. Aha, uite că se bat unii cu alții. Opa, make torch. Ia că au aprins torțele. Vreau aia, dar mă duc prea aproape de ei. Dar pe aia chiar o vreau. Că e un item... Uu, ce e aia? Uu! Ah, s-au enervat ăștia. Ia. Mersi. Se bat bizonii cu tipii ăștia de aici. Ok, ia dă-mi mie și... Dar nu vreau să mă apropii foarte tare de bizoni, dar îi las să se bată. Ce tare.
Deci ea se bată în locul meu, trebuie doar să stau la locul meu și să nu... Ia, că vine și ăla. Dacă bizonii sunt o echipă, ei se ajută unii pe alții, dar eu acum pot să colectez tot ce-i pe aici, că nu le ia nimeni. Știi cum e aia? Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Aici s-au certat două armate și roboțelul al treilea a câștigat. Super! Acum întrebarea mea este, oare ăia se mai spawnează aici? Sau e gata și nu mai apar niciodată? Deci poți să aprinzi astea? Nu. Ok. Aici pot să culeg, clar. Mai avem ceva, uite aici. Nu, vreau să iau aia. Bun. Și cam atâta. Dacă aș fi avut aparatul ăla de ras, puteam să-i rad acum noaptea. Nu știu exact, pot să sparg astea? Pot, ia, ce-mi dau dacă le sparg? Vreau să văd ce îmi dau. Îmi dau și manure și îmi dau lemne. Ok, putem să mai spargem din ele. Avem 3 fleci de carne din astea mari, mari. Trebuie să vedem exact ce facem cu ele. Ne va trebui și un frigider, dar ne trebuie niște piese mai deosebite pentru frigider. Pe care nu le primim foarte ușor. Ăștia sunt cam nervoși. Nu prea îmi place. Nu prea îmi place, dar... Nu, ăștia cred că o să mă atace. Așa, deci aici avem acum o sursă foarte mare de fân. Putem să venim să culegem. Aș putea să culeg și acum, dar mie puțin lene. Dă să mănânc repede chifteluțe marinate. Acest caracter poate fi foarte bun, dar trebuie upgradat, adică noi nu avem upgrade-uri și avem nevoie de engine pentru a-l upgrada. Ok, va trebui să ne facem un foc și să campăm undeva pe aici. Dar nu știu exact dacă acești purcei special mă ajutau la ceva, dar mă bucur că am scăpat de ei fără să mă chinui. Adică au muncit alții în locul meu. Ok, umbrela asta se duce foarte repede și iar nu avem flori. Deci asta este o problemă. Ne trebuie un frigider ca să putem să punem niște flori în frigider. Cred că poți să pui și se vor descompune de două ori mai încet. Cert e că noi putem să ne facem o armă foarte puternică. Nu știu dacă ne-o arată. O bâtă. Pentru că avem această carne. Care, na, bâta este foarte, foarte, foarte dură. O să vedem. Cert e că acum se va face noapte. A, plouă. Și mi-au damage, nu? Chiar dacă sunt lângă foc, cred că tot îmi iau. Da, îmi iau damage totuși. Hai că dacă tot avem umbrela, dă să o folosim. Ok, dă să mai creștem un pic. Uite, avem ceva lemn. Nu e foarte rău. Bun, dar mă bucură. Am făcut rost de carne din asta. Am făcut rost de această piele de porc. Este foarte bună. Bine, aici spune că e dezgustătoare. Este într-adevăr dezgustătoare, dar este foarte utilă. De asemenea, cineva, vă zicea mai devreme, mi-a spus că și-ar face casa sau își face casa lângă un sat de porci. Poți să-ți faci și tu propriul sat de porci, adică poți să construiești case de purceluși unde se spawnează efectiv purceluși. Numai că nu-i foarte bine să-i ai chiar lângă tine, trebuie să lași un pic de spațiu. Că dacă i-ai chiar lângă tine... Oh, perfect! Deci nici că se putea mai bine. Acum iar... Nu cred că m-a nimerit. Că da, trecută știți că m-a nimerit și... Eram full viață și aveam și viteză și făceam și lumină. Vedeți? Uite, acum mi-apar stafii pentru că stau foarte prost cu creierașul. Trebuie să mă duc să adun flori. Trebuie să mă duc să adun flori și... Aș putea să încerc să-mi fac niște bomboane, dar pentru alea îmi trebuia miere. Știu că bomboanele mă ajutau la creieraș. Nu mă prea ajutau la viață, fiindcă bomboanele nu sunt bune pentru sănătate. Dar mă ajutau la creieraș. Bun. Dar acum că mergem cu umbrela... Aha, iarăși ăștia. Cât maniur? 16, bun așa. Dă să luăm și pe ăla. Mai avem unul... Nu. Mai avem unul acolo, dar nu ne riscăm. Pe ăsta îl păstrăm aici, că poate venim iarna dacă e nevoie. De asemenea, nu știu exact cum va reacționa roboțelul nostru iarna. Că teoretic, na, e un robot... Ce, îngheață circuitele? Dar cu siguranță îl afectează. Adică mai mult ca sigur nu este imun. Știu că Willow, care este personajul cu focul, era imună la căldură, adică pe timp de vară poți să stai cu Willow, n-ai nicio problemă cu căldura, în schimb pe timp de iarnă este mult mai rău, adică îi se face mult mai tare frig decât celorlalte, față de celelalte caractere. Na, avantaje și dezavantaje. Asta e una din frumusețile jocului, că ai atâtea caractere din care poți alege și trebuie să-ți alegi ce ți se pare ție mai potrivit. Și ce ți se potrivește, na, ce ți se potrivește ție mai bine și, na, cum vrei să mai încercăm o dată, dacă nu. Vine, vine, hai, nu, n-am reușit. Bun, hai acasă să ne eliberăm inventoriu, bun,
Alea am putea lua cu undița. De fapt, chiar am putea să ne facem ea. Ei, tu ești aici. Hai, bun. Nu. Stai acolo. Uite-l. Nu aia. Când dau pe space în loc să atace, se duce la... Aia, bun, avem acum multă carne. Ia să ne facem noi o undiță. Și cred că mi-ar plăcea... Ia, câtă... Da, am doar o singură pânză. Aba, nu, am 5. Bun, așa. Bun. Dă să mănânc asta. Eat. Perfect. M-a umplut de tot. Ce vreau să... Hai să mai facem două ferme și să vedem ce ne-a crescut. Ne-a crescut... Nu ne-a crescut ceea ce avem nevoie. Dar sunt bune și astea. Orice legumă este binevenită, nu ne supărăm. Dar o să fie o legumă de care vom avea nevoie. Hai să punem... Încercăm să le punem pe cât posibil simetric. Așa, și hai încă una... Nu mai avem fân. Ok. Ah, trebuie să și plantăm. Așa. Nu știu exact dacă astea, dacă le las aici, dacă se strică, dar momentan nu voi sta să le culeg, că stăm cam prost cu inventoriul. Putem să facem, dă să mai fac niște chifteluțe marinate. Putem să facem chifteluțe marinate și cu carne din asta, dar e cam risipă. Dă să las astea pe jos, că nu mi le ia nimeni, cred. Mi-a zis voi să am grijă la cârtițe, că îmi fură itemele. Într-adevăr, există niște creaturi care îți fură itemele, nu știu dacă sunt cârtițe. Mie mi se păreau că arată mai mult ca niște demoni sau niște șobolani ciudați. Dar chestia cu ei e că apar doar atunci când omori foarte multe animale nevinovate. Deci dacă, de exemplu, omori foarte mulți iepuri sau foarte multe păsări, la un moment dat apar acele creaturi. Dar până atunci nu apar. Deci momentan nu ne facem griji legat de acele creaturi. S-ar putea să... Uite că am mai avut un loc. Bun. Deci, să ne facem oare bâta? Nu cred. Nu suntem chiar atât de... Uite, bâta. Deci o din asta și două din astea. Oricum, cu asta nu o să facem foarte multe. Ia, food. Pot să fac drying rack, îmi trebuie 3 frânghi, îmi trebuie foarte mult fân. Ok, hai să facem, dacă tot așa, un drying rack, pentru că altceva nu știu ce... Deci, la refine, aici este refine, una, după aceea rămânem total fără frânghi, dar fără fân, dar mergem aici la food și facem un drying rack. S-a făcut? Food? Nu s-a făcut. Prototype. Așa. Și acum, unde să plasăm noi astea? Nu foarte departe, cred că fix, hai să zicem aici. În zona aceasta vreau să-mi pun drying rack-uri, sunt foarte bune și vreau să pun una din astea, una singură. Pe restul le voi folosi ca să-mi fac o bâtă. O să las această suliță pe jos-o. Așa. Și luăm de aici o singură... Pot să iau doar una? Pot. Bun, și pe restul lăsăm pe jos. Cu controlul am luat doar una în caz că vă întrebați. Și acum mergem la fight și facem o bâtă. Hop, și avem dita mai bâta, care este mult mai puternică. Mi se pare că la... nu mai știu la ce creatură dădeam un singur shot cu bâta. Cred că la curcan. Bun. Și acum putem să ne facem și o undiță. Undița este la survival, dar... Uite undița, bun. Hai să o facem. Cu ea putem să pescuim. Acum, lăsăm fânul, lăsăm, pardon, pânza. Ia, uite cât maniura am, mai am pentru încă o fermă. Numai că nu mai am fân. De să culegem fân. De unde am atâta maniur? Că parcă nu aveam chiar atâta. Nu mai contează. Mai facem rost de fânet. Hai să vedem dacă mai găsim alea în apă. Dacă tot avem undița. Că după aia putem să folosim undița și la alte chestii, dar... Cred că pe aici aveam noi niște broaște. Putem să pescuim în bălți. Putem să pescuim și dacă pescuim putem să ne facem niște mâncăruri care ne dau multă viață. Deci sunt destul de bune, dar hai să vedem pe aici ce avem. Uite acolo. Ia. Ia, hop. Și am luat-o și am luat-o old boot. Nu cred că mă ajută. Mai departe. Poți să pescuiești tot felul de lucruri aici. Aici nu poți să pescuiești în apă după pești sau așa, dar uite că am luat un singur buștean. Nu este foarte worth momentan. Să vedem dacă poate găsim ceva mai bun. Ia! Sextant? Ok, ignorăm. Și trecem mai departe. Stăm bine și cu lemnele. Hai să luăm și aia. Ce este? Mi-a dat niște fân. Ok. Da, se pare că nu a fost foarte worth. Parcă ține aminte că îți dădea chestii mai bune.
Sper că tu nu înfurci a meu pe acolo. Că momentan chiar nu vreau să le iau de acolo. Bun, ziua 15, ne apropiem de iarnă, dar pentru iarnă eu zic că dacă strângem mult fân și multe bețe, eu zic că stăm foarte bine, că avem capcane pentru iepuraș care o să ne ajute foarte mult. Dă să iau asta, că o să-mi trebuiască mâncare pe drum, dă să mai fac niște mâncare, deci morsel, 1, 2, 3, bun. Dă să culeg și apoi să plantez înapoi, aici, și vreau să mai fac, nu cred, cred că mai trebuie încă un fân ca să mai fac încă o fermă. Uleu, se face noapte... Să facem așa. Pentru că se face noapte, trebuie să punem ceva pe foc. Mai avem ceva de pus? Hai să punem un buștean. Un buștean ne ajunge binișor. Ok, dă să ținem de exemplu sulița aceasta. Are oarecum un avantaj, dar și un dezavantaj în același timp. La ce mă refer? Ea nu are durabilitate, adică pot să lovesc cu ea cât vreau eu și nu se consumă. În schimb, ea se descompune, la fel ca mâncarea. Deci este foarte bună dacă te bați pe loc, dar în timp ea se strică. Cam asta este ideea. Bun, hai să mai punem o din asta la făcut cu oricum. Dacă am avut un mic drop frame, pentru că s-a făcut un save. Cook. Bun, ce mai avem? Deci mâncărica avem, hai să o lăsăm aici. Aici suneltele, topor... Așa, lopată nu mai avem. Am putea începe să folosim și unelte de aur. Am înțeles. Stăm bine cu creierașul, că am mai mâncat niște chestii bune. Ia să mai... De fapt nu mâncăm încă. Dar vreau să iau asta și acum mă duc să culeg. Și cineva m-a întrebat cum se face că episoadele de Don't Star sunt mai lungi așa ca alte episoade. Sincer să vă zic, nici nu-mi dau uneori seama cât de repede trece timpul în Don't Star. Adică ai atâtea lucruri de făcut, trece timpul așa de repede, adică deja cred că au trecut, cât au fost, 3 zile de joc și abia ne-am jucat o leacă. Adică trece super repede timpul, parcă nici nu apuci să faci ce ai de gând. Stai ce? Era o sămânță lor pe jos și nici nu o vedeam, era fix pe pământul ăla arat, era o sămânță. Bun, tu, hai și tu, hai și tu. Perfect. Acum, popcornul ține minte că nu avem voie să-l folosim. Dacă îl folosim în acest crockpot, nu ne dă chifteluțe marinate, ne dă altceva. Deci nu-l vom folosi, îl vom pur și simplu, mai avem foc? Nu mai avem. Putem să-l mâncăm și așa, cred că. Cât de bine ne-a dat porumbul. Oricum, porumbul... Wait, what? N-am dat cook. Bine. Astea avem, ciocanul, îl punem și pe el aici... Manure, dă să... Dar oricum probabil că o să mai adunăm. Dă să mai las din lemne, că le las pe astea 13 acasă. Așa. Și dă să fac și aparatul ăla de ras, că am regretat că nu l-am avut la mine mai devreme. Că aș fi putut să fi rămas peste noapte și să fi tuns bizonii. Acum nu știu dacă vreau neapărat, nu am foarte mult loc, dar treacă meargă. Oricum trebuie să mă duc să strâng niște materiale. Acel set de chifteluțe le lăsăm acolo. Hai să mergem acum înspre ce? Ce am vrea noi să facem? Am putea să mergem aici că avem ciocanul. Hai să mergem acolo. Foarte interesant e că cu acest ciocan poți să spargi... n-am fost pe aici. Hai să vedem ce este și aici, că n-am fost niciodată. Ia să vedem ce găsim noi acolo. M-am speriat pentru o secundă, dar nu vă zic, nu... Din cu totul alte motive decât ce vă imaginați voi. M-a dat. Aha, deci se leagă. Păi astea sunt super apropiate. Pot să ajung la ele. Ok. Mi se pare că... Uite că nu mi-a scăzut. Credeam că acel wormhole îmi scade din inteligență, dar văd că nu. Mă rog, nu e inteligență, este luciditate, mai corect spus. Adică cât de lucid sunt. Flori. Multe flori ne trebuie. Vreau să-mi fac și o coroniță și ia să luăm noi unde este. Nu mai avem lopată, nu face nimica. Odată ce... V-am mai explicat treaba asta, odată ce creăm una din unelte, oricare, după aia putem să o creăm oriunde, nu mai trebuie să fim neapărat acolo la mașinăria de știință, ceea ce este super, adică o singură dată trebuie să fim la acea mașinărie. După aia nu mai trebuie, ceea ce este super util. Avem acolo încă o floare, avem și un fluturaș. Noi am prins la un moment dat un fluturaș și cred că s-a stricat, că am văzut un rot acolo în chest. Da, nu face nimica, nu este cel mai important. Dă să ținem asta, să mai adunăm. Uite, deci aici e casa noastră. Ok, bine de știut. Dă să mâncăm un set. Nu vreau să
Na, cred că irosesc puțin, puțin din durabilitatea, mă rog, din sațietatea acelor chifteluțe, dar nu vreau nici să risc să rămân fără mâncare și să mor. Dar oricum avem acea piatră care ne reface, dar e păcat să o irosim pe ideea că n-am fost atent să mâncăm. Hai să fim serioși. Deci acest roboțel chiar nu este un caracter foarte bun la început de tot, pentru că are niște statistici foarte slabe, dar poate fi îmbunătățit. Deci devine mai bun dacă facem rost de acele gears, dar acele gears sunt foarte complicat de obținut. Mă rog, foarte complicat, destul de complicat, depinde. Dar uneori știu că te chinui o grămadă să faci rost de ele. Uite acolo încă un morcov. Ia uite câți morcovi. 2, 3, 4 și încă o floare. Mai luăm și bețe, mai luăm și fân. Încă un morcov. Wow. Se pare că cineva a fost pe aici și a plantat morcovi. Da. Mi-ați spus voi că poți să scapi din lumea aceasta, știu și eu, îți trebuie un portal și portalul acela se face exact în zona de unde găsim și gears. Deci acea zonă ne interesează foarte mult să o găsim, în primul rând ca să facem rost de gears. Uite și primele albine, n-am mai avut albine până acum pe această hartă, ceea ce e un lucru bun. Uite acolo un stup. La un moment dat, dacă vrem, putem să venim cu niște purceluși să ne ajute să dărâmăm stupul și să ne facem noi eventual un stup la noi acasă. Trebuie să și prindem câteva albine, că dacă nu prindem câteva albine e degeaba. Hopa, se face noapte. Ok, cineva mi-a spus că a văzut un copac mișcându-se în momentul în care fugeam după elefant. Acum nu știu, acum toți copacii se mișcă, știți? Nu știu dacă se referea la altceva, poate i s-a părut lui. Nu m-am uitat înapoi pe filmare să verific, sincer. Dar nu știu ce să zic. Cert e că dacă s-ar fi spawnat acel nene cu copacul foarte mare, acel boss, l-aș fi observat cu siguranță. Era imposibil să nu-l observ. Tufișurile vreau să rămână aici. Restul le țin la mine. Noi mai... Aha! O armură de lemn cu durabilitate 34% comparativ cu asta care are doar 36% și este din lemn comparativ cu fân, deci este mult mai eficientă. Astea trebuie să le luăm că scumpe. Așa, stăm bine și cu inteligența. Câte flori? 17 flori, bun așa. Dă să... Dacă tot nu avem nimica pe cap, ia să... Unde este? Aici. Să ne facem asta din nou, că rămânem cu 5 flori. Nu, na, mi-ar plăcea mie să pot să-mi depozitez niște flori ca să am pentru umbrelă, dar nu este chiar atât de simplu, pentru că florile se strică. Cam asta este problema, se strică florile și după aia nu mai faci mai nimica. Și la fel și umbrela, adică dacă umbrela aceea ar fi fost pe durabilitate, încă o piatră din asta unde ne refacem, super, avem 2 vieți în plus. Deci aici dacă mor, mă dă la o piatră din asta, o singură dată fiecare, deci o piatră de asta îți dă o singură viață în plus. Dar dacă tot suntem aici, dă să o activăm. Perfect, și dă să spargem astea. Bam! Bun, sparge și astea. Astea ne dau piele de porc. Și v-am zis, cu ea putem să ne facem căsuțe de purceluși, dar noi putem să și dărâmăm alte căsuțe, adică putem să mergem în sat și să dărâmăm căsuțele și apoi cu materialele primite să construim alte căsuțe la noi pe lângă bază, dacă e să ne dorim, dar nu cred că o să vrem neapărat să facem asta prea curând, că e ok. Câte am? 6. Vreau să ras celelalte flori ca să avem ce să mai culegem pe viitor, că mi se pare că nu se mai spawnează flori, știți? Și o să ne chinuim la un moment dat să tot strângem flori. Și o să devină foarte greu. Așa că mai degrabă le mai lăsăm. Îmi trebuie un foc de tabără. Ce? Mi s-a părut că nu am materiale, că nu mergea să-l fac. Dar mergea. Ok, este, cred că, ceva lună nouă. Sau, de fapt, luna nouă nu cred că arăta altfel. Asta, ci, mă rog, e o lună semicerc. Simplă sau semilună, arc, nu știu cum se numește. N-am știut niciodată foarte bine. N-am înțeles niciodată foarte bine care e faza cu fazele lunii. Faza cu fazele, am zis-o și pe asta. Bun, dacă eu nu zic chestii nemai auzite, atunci cine zice? Bun, deci am deblocat o zonă destul de mare, se pare că se leagă și încoace și uite că văd aici ceva, nu știu ce este, dar văd că mai avem și în partea asta de jos. Ok, trebuie să treacă și noaptea aceasta, ia uite, deja se lungește episodul, dar trebuie să mergem până acasă să ne eliberăm inventariul, că deja suntem plini și nu este foarte ok. Ideea e că sunt unele lucruri la care nu prea poți să renunți. Hai să zicem că aș putea să renunț la pinecone, dar dacă tai lemne, iar mă umplu cu pinecone. Și nu strică să ai la tine, că poți să faci focul cu ele. Și e păcat să irosești lemne dacă mai folosești din astea. Apropo de pinecone,
Ar trebui să mai tai un copac 2. Unde-i toporul? După aia poate când mă duc acasă îmi fac un topor de aur. Dar cred că episodul ăsta o să se mai lungească. Da, nu cred că vă deranjează. Ce nu am făcut, așa mai pe la 25 de minute. Dragilor, am început școala, dar nu cred că trebuie să vă anunț despre asta, hai să vin serioși. Dar eu vă urez, am uitat să vă urez succes în noul an școlar. Eu am terminat liceul, deci nu... O să încep și o facultate, dar o încep mai încolo. Facultățile încep mai târziu decât școala propriu-zisă. Acum știu că cei din Marea, nu din Marea, din Republica Moldova au început de pe întâi, știu chestia asta. De asta am început să postez episoade la ora 3 după amiază. M-au rugat câțiva abonați din Republica Moldova, m-au rugat în comentarii să postez mai târziu pentru că ei au școală și... Zis și făcut, am făcut și asta. Ok, astea am zis că le lăsăm. Deci aici se blochează, nu pot să ajung în partea de jos. Pe nicio parte nu cred. Poate pe aici să se lege cumva. Sau cred că pe acolo. Dar mergem încoace și vedem. Văd ceva cu albastru acolo, nu știu ce o fi. Aha, deci aici... A, uite, aici se leagă cu zona pe care am mai explorat-o. Se leagă aici. Și de aici pot să ajung. Nu știu care e faza cu albastrul ăla și chiar sunt curios. Chiar sunt puțin curios, dar vreau să mă duc până acasă să-mi eliberez inventarul neapărat. Că nu vreau să mă duc cu toate astea după mine. Că e păcat. Hai să mai mâncăm un set de chiftele. Suntem plini. Avem și viață. Chiftelele ne dau și foarte puțină viață. Ne dau vreo 3 la viață. Nu sunt foarte bune pentru refacere. Dar avem noi alte metode pentru a ne reface viața. Plus că... Am și eu câteva metode pe care încă nu vi le-am zis. Unde... Pe aici trebuie să mă duc, nu? Da, uite, mai sunt și pe aici flori. Deci trebuie să ținem minte zona asta, că avem flori pe aici. Și e foarte bine. Că știți că am rămas la un moment dat fără flori. Și nu mai puteam să-mi fac blestemata aia de umbrelă. Și efectiv îmi luam damage. Noroc că m-a bătut fulgerul. Deci cred că sunt singurul de pe lumea asta care dorește să fie lovit de fulger în jocul. Mă rog, în jocul ăsta, nu în viața reală. În jocul ăsta. Pentru că în jocul ăsta, fiind cu robotul, te ajută. Pentru că îți dă... Dacă nu mai am loc. Da. E, mergem să mai gătim un set de... Ia uite-l pe ăla. Bă, ce faci? Hoțu! Dă să pun asta pe jos. Dă-mi asta. Vino tu cu... Hai să scăpăm de morcovi. Că avem o grămadă de morcovi. Ia uite câți iepurași. N-am loc pentru ei. Nu am loc pentru ei. Dă să las acest Razor Blade, să-l las acasă. Nu vreau neapărat să-l car după mine. Dă să las și undița acasă. Ciocan nu vreau să-l iau totuși. Torța o mai lăsăm. Aceste scânduri, în schimb, le lăsăm. Sunt foarte bune, dar le lăsăm. Putem să ne mai facem eventual un cufăr din ele. Hai să vedem cu semințele. Ia, aici mai avem un iepuraș. Mai avem loc? Nu cred că mai avem loc. Ia să vedem. Da, este plin. Hai să vedem... Putem să mai facem încă unul? Putem. Bun. Și în ăsta mai punem niște iepurași. Așa. 25% mai ține. Vino și tu. Tu vii aici. Ia uite, au crescut alea și nu cred că avem ce ne trebuie. Nu cred că este asta. Nu cred că este asta ceea ce ne trebuie. Ne trebuie o plantă care se potrivește cu canalul. Se numește ceva Dragon Lore sau ceva. Dragon Krupp. Este o plantă de dragon. Ceva cu... Cred că ceva din China. Cred că în China au plante de genul acesta. Ia, o ultimă încercare. De fapt, asta a fost... Hai să mai dăm o încercare. Da. Este o plantă cu care poți să faci o chestie foarte interesantă. Și anume... Ia, tu ce ești până la urmă? Ești... Pomegranate. Ok. N-am mai auzit de așa ceva. De fapt, de pomelo am mai auzit, dar pomegranate... Niciodată. Poate îmi ziceți voi ce înseamnă. Ok, hai să vedem. Cu vâneta mi se pare că pot să fac chifteluțe marinate fără nicio problemă. Deci hai să facem pac pac și nu mai avem carne. Deci am două opțiuni. Pot să... Ia, pomegranate cred că pot să-l folosesc. Ca să scăpăm, să mai scăpăm și de el. Pe ăsta o să-l mănânc direct. Ia. Tu nu erai în cușca asta. Dar tu cred că vii de acolo, nu? Nu, tu veneai de acolo. Bine. Dacă tu vii de acolo, te luăm pe tine. Ești ghinionist. Bun. Să mai facem încă un set de chiftele și după aia
Cred că aia e. Cred că aia e. Bun. Cook. Să sperăm că ne dă tot chifteluțe marinate. Dacă nu ne dă, aia e, dar poate, poate ne dă. Aici, ia uite câte mure avem. Le păstrăm pentru iarnă. Că se pot, ele nu mai cresc iarna, dar astea care sunt deja crescute putem să le culegem și iarna, ceea ce este bine. Fiindcă ne ajută. Hai, de ce nu pot să... Nu mai pot să pun aici? Nu merge. Aici nu merge. S-ar putea să fie din cauza marginii. Bine, sărim peste un loc că nu reușesc să pun. Deci aici nu reușesc să pun. De nicio culoare nu vrea să mă lase să pun acolo. Oricum avem multe tufișuri. Deci deja o să avem o grămadă de mure. Mure cât vezi cu ochiul. Așa. Mai continuăm totuși cu episodul, că sunt sigur că nu vă deranjează cu nimic ca episoadele mai lungi. Din contră, unii dintre voi, aia o lăsăm acolo. Este foarte, foarte bună pentru viață mai ales. Dar o vom folosi nu-mi dă, deci nu pot să pun vinete. Sau am pus, nu, n-am pus. Deci vâna ta nu merge. Deci vânăta nu se poate pune. De fapt, știți care e chestia? Dacă pun o vânătă, cred că există o șansă de vreo 50% să-mi dea un eggplant din ăsta. Cred că există 50% șansă pentru asta și 50% șansă pentru asta și eu am fost ghinionist și am primit-o pe asta pe care nu mi-o doream, cred. Na, o ținem aici, dă să las nu. Apropo de flori, tocmai ce vreau să zic, nu le las, că poate îmi trebuie o umbrelă și uite că, într-adevăr, îmi trebuie. Survival, umbrelă. Așa. Și acum, ce vreau să las? Vreau să las murele. Uite, mai am semințe și aici. Hai să eliberăm acel spațiu, să punem și morcovi. Și astea vreau să... Dacă le-am pus acolo. Astea vreau să le las. Și ne ducem într-o... cu tot o altă zonă, dar, dragilor, se pare că ne ducem în episodul următor. Sper că v-a plăcut și acest episod și o să ne vedem în dimineața următoare, în episodul următor. Dacă v-a plăcut episodul, bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne dăm viitoare. Pa, pa!